În prima jumătate a acestui an, Direcția Publică de Venituri Târgu Jiu a realizat cele mai mari încasări din ultimii ani. Astfel, 71% din valorile de încasat pe acest an au fost plătite deja până la această dată. Avem 71% din bugetul pe anul 2016 realizat, adică am încasat 27 de milioane din 38 de milioane cât avem debit. Deci cred că este anul în care stăm cel mai bine, da, din punct de vedere a realizării bugetului, și am spus de ce. Pentru că ne-a ajutat acest termen, prorogarea acestui termen, încât contribuabilii au venit în număr cât mai mare să beneficieze de bonificație. Reprezentanții instituției susțin că aceste încasări record se datorează prelungirii termenului de acordare a bonificației de 10% din valoarea impozitelor de la 31 mai până la 30 iunie. Cei care desfășoară activități economice în clădiri rezidențiale trebuie să depună un raport de evaluare a spațiului pe care îl ocupă firma și cel rezidențial. Am avut în evidențele noastre la persoane fizice vreo 2000 de astfel de contribuabili pe care i-am înștiințat atât scris cât și telefonic de la începutul anului în a avea cunoștință de faptul că trebuie să facă un raport de evaluare și să-și depună documentele până la termenul din 31 martie, respectiv 30 iunie. Proprietarii de clădiri nerezidențiale care nu depun rapoartele de evaluare ale acestora până la data de 30 iunie vor plăti impozite majorate cu 2%.